iubita primare, mai întâi să care să mă zic Domnului, că din marea familie ne-a ținut în viață, cu sănătate, așa cum cei care ne-o cunoaște, unii mai șudretați mai bine, totuși toți suntem mișcați de suferință pentru că trăim în Marea Plăcii. Dar lucrurile de Dumnezeu au pus îndemnul inima noastră, ca și în această dimineață, să venim aici, să învățăm la picioarele Domnului lucruri, dacă vom lua aminte la ele, ne va fi de folos în viață, pentru ca să ajungem, așa cum a zis Pavel, la învierea dintre cei morți și la câștigarea comunii după care a legat. Am citit la început textul de Iisus, când ne-a iubit Dumnezeu, pentru că l-a dat în Hristos, pentru ca noi să credem în El și să nu cerim să avem viață veșnică. Aș vrea să menționez la început că ora de studiu care o face fiecare care trece pe aici, nu o face cu scopul de a judeca pe cineva. Nu face cu scopul de a conta pe cineva, ci cu scopul de a ne trezi prin Cuvântul lui Dumnezeu, nu prin gura fratelui. De a ne trezi să ne verificăm viața și să ne cercetăm, pentru că trăim timpul cercetării. Textul Bibliei zice că spune celui rău, răule vei muri, negreșit. Dar m-am gândit, de când mi-a zis la fie, m-am gândit să citesc, cine să spună? Pe vremea Domnului Hristos a spus, când a dus femeia, zice, cel fără vină, s-a arunce întâi cu piatra. Ei, crezându-se că sunt drept, ar fi aruncat dacă Domnul Hristos nu scria bănisit. Dar pentru că Domnul Hristos le desfășura de acum, fără de lege de care se făceau vinovați, au plecat capul în jos și unul câte unul au ieșit afară. Dragii mei, nu sunt niciunul drept, ca să zicem, eu sunt drept și am să-i spun ce vreau. Dar să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să ne spună la fiecare dintre noi, deosebit și pentru că fiecare, Satan are fiecare, pentru fiecare ispitele lui și caută ca în acest timp al sigilării să ne încurce cu anumite lucruri mărunte, mari, nu călcăm porunca șaptea, nu călcăm ce altă poruncă, dar niște lucruri mărunte care Domnul să nu ne poată sigila. Și dacă am citit despre iubirea lui Dumnezeu, cred că e bine ca la iubire să răspundem cu ce? Tot cu iubire. Dacă cineva ți aruncă cu portocale în curte, tu te apuci să-i arunci cu pietre. Nu cred. Deci, este bine să răspundem cu iubire. În noi lucrează două forțe. Domnul Hristos, prin Duhul Sfânt, forța binelui, iar Satana, prin Îngerii Săi, forța depinde de cine ascultă. Să căutăm în Efeseni 5 cu 17 și versetul 10. Sau să citim în 30. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Ca să putem răspunde și noi cu iubire la iubirea lui Dumnezeu. Iar 17 ne spune, de aceea nu fi nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Deci, în primul verset care l-am citit, să cercetăm să facem ce este plăcut în mintea lui Dumnezeu, iar în al doilea, să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Textul Biblic, în altă parte, vorbește voia lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră. Și ca să ajungem la sfințire, trebuie să biruim firea pământească cu poftele ei și să ascultăm de firea care vine de la Dumnezeu, din Duhul Său. Să ne verificăm fiecare de care ascultăm. Iar în Matei 5:48, un verset bine cunoscut din noi, dar voi fiți desăvârșiți după cum și Tatăl vostru Ceresc desăvârșit este. Mi-am găsit o bucurie care m-a alinat în aceste lecțiuni, o notă care ne arată că, deși păcătuim, totuși Dumnezeu are milă de noi
Și nu se întâmplă versetul din el, din Evrei, care spune că nu mai e nicio jertfă. Și versetul din Ioan, dacă cineva a păcătuit, avem la tratament. Dar să nu persistăm așa cum s-a făcut edificația, în a continua în păcat. Deci cartea că, deși haina Domnului Hristos, sau El, este făcut din iubire, nu va acoperi niciun păcat, ne mărturisim și ne părăsim. Când îl părăsim și când îl mărturisim. De mărturisit, mărturisim mereu, dar să pune întrebarea, când îl părăsim? În Filipeni, capitolul 3, cu 10, care-i dorința lui Dumnezeu? Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea Domnului. Ba! Aceasta e voia lui Dumnezeu. Să cunoaștem pe Fiul Său. Cunoscându-L pe Fiul Său, cunoaștem și pe Tatăl. Cunoscându-L, înseamnă că vrem să ducem și în această luptă, să facem voia. Dar în viața noastră, așa cum am menționat și menționat, este o putere. Depinde de care ascultăm. Tot în Filipeni 4:5, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul Tatăl. Cum să avem noi o purtare noastră față de cei din jur, nu numai în biserică, să fie bună, să fie blândă. Și lumea se poate vedea în noi chipul Domnului Hristos. Așa e? Mă întreb pe mine. Când vecinul sau fratele sau aproapele m-a călcat pe picior, am răbdare ca să-i arăt blândețe? Sau imediat răbdumesc cam cum sunt eu de fel? Și caut să-i o trag. Dragii mei, dacă nu ești în viața mea, aveam o nevoie care a murit tânără și avea Nicule. Dacă ați ajunge să aveți litigiul între voi, era cât un cât, dar nu mai ține. Dacă ajunge să aveți litigiul între voi, ca mea mure. Mâncat nu mai mâncat, în sală, nu mai mâncat aici. Parcă ziceam că este o lovitură pentru noi care cunoșteam un loc și aveam potențe ca să spun și studiați așa în limite. Indiferent tânăr sau bătrân, nu putem să spunem că suntem siguri de mântuire așa cum am învățat în lecțiune, decât când, la sfârșit, dacă mâinile noastre rămân scrise în cartea vieții. Să citim în Galateni 5:16. Subiectul este mai mare, dar o să-l scurtăm după timp, ca să nu vă plictisez. Și nu vă plictisesc eu, ci Cuvântul lui Dumnezeu până la urmă. 5:16 și spune așa. Zic, dar umblați că rămâniți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri protivnice în altora, așa că nu puteți face tot ce voi auziți toate. Nu putem face tot ce voi din noi. Firea pământească ne spune, faceți. Iar noi ne spune, nu faceți. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață ca să ascultăm de ce? De Duhul Sfânt, nu de firea pământească care ne îndeamnă să facem rău. Citim un lucru străin pentru mine. Dacă este scris pe pagina Sfintei Scripturi și ne atrage atenția să nu facem așa, că înseamnă că nu ascultăm de Duhul lui Dumnezeu, ci ascultăm de un alt Duh, un alt Duh, de firea pământească. În Ieremia 4:30, și tu cu spiedea, ce vei face? Te vei îmbrăca în grâns, te voi împodobi cu vodoabe de aur, îți vei sulimeni ochii, dar degeaba te vei înfrumuseța. Ibovnicii tăi te disprețuiesc
și vor să-ți ia viața. Când noi facem, ascultăm de firea pământească. Libovnicii noștri nu este oameni, ci este Satan direct care a învățat în lecțiune că ne mână să facem rău. Și apoi ne uităm la cât o zi de bucurie, să zicem, la munți, nu știu ce, cu parte din surorile noastre apar zugrăvite pe față. Cu mică, cum zugrăvea o dată cu grave pe pereți. Și să duc la coafură, ca să fie și mai și. Și să lumenesc, uite așa cum scrie versetul. Dragii mei, mergeți parte de Dumnezeu. Venim aici ca să fie veniți. Și o să urmeze. Să ne boxe bunii. Credem pe față. Frații, venim aici așa cum scrie în cap de vechea. Ei veni cu grămadă la tine. Stă în fața ta. Ascultă cuvântul tău. Cântă-mi despre pauza de Dumnezeu. Dar inima noastră unde este? De parte de noi. Și totuși avem dorința sau pretenție, că noi cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Sunt bogat, m-am învățit și nu duc lipsă de lui. Și Domnul îi spune, și tu nu știi, nenorocirea asta este, că nu știi. Că ești ticălos, sărac, nenorocitor și chiar așa să fie, să nu știi noi că suntem așa. Cum să nu știm, fraților, când adevărul ne învață din când rămâșlește femeia în pântice și până la mormânt ne învață cum să fim ca să devenim fii ai lui Dumnezeu. Când noi facem aceste lucruri, ne punem întrebarea ce face Domnul Hristos care zice că te-am săpat pe palmele mele și ca să ne sape pe palmele sale, a suferit piloane pe cruce. Dragii mei, așa cum am spus menționat, pentru fiecare dintre noi, fie tânăr sau bătrân, are capcana în care vrea să ne trântească, să rămânem nesigilați și dacă suntem nesigilați, rămânem neamântuiți, că își dorește ca niciunul din pământeni să ne ajungă de unde i-a făcut. Dar e cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum a spus, spune răule, nu pot să spun eu sau să spune fratele, ci spune cuvântul lui Dumnezeu care este sfânt și nepătat. Ne spune la fiecare dintre noi. De ce ne spune? Ne urăște? Nu. Când îi spui copilului nu făcut are lucru, nu-l iubești, îl iubești și vei să-i spui să nu ajungă pe rău. Zice cartea că iată eu și cu copiii care mi-ai copii. Dacă noi continuăm cu asemenea lucruri, ce exemplu vom lăsa noi copiilor noștri, dacă părinții noștri, vorbesc de-ai mei, n-au lăsat niște dâri bune și totuși am alunecat. Ce vom lăsa noi copiilor noștri și ne mai punem întrebarea de ce merg cu tare lucru, de ce face cu tare lucru? Dacă este timpul să iasă preotul să plângă între portic și altar și să strige către Dumnezeu, cruță, Doamne, pe poporul tău. Dar să nu se întâmple și cu noi așa cum s-a întâmplat cu preoții după vremea Domnului Hristos. Și sora lui s-a îngrijit să ne atenționeze. Conducătorii dorm cu biserică cu toate. Nu umblă la lucrurile astea mărunte care ne zespar de Dumnezeu ca să ne îndreptăm. Deci, predicatorii ce fac? Predică predici blânde și poporul meu îi place. Nu ne atinge acolo unde avem rana. Nu, ne lasă așa. Că rămâne stau. Ne pare rău dacă totuși gândim să continuăm așa. Cel puțin am 60 și ceva de ani de când urmez la cine și mă verific. Am început să-mi verific viața de fiecare zi în seara și văd că și în ziua mea și ceva rău. Să ne ajute Domnul ca să ne îndreptăm. Cineva a spus, zice, poporul ăsta e un popor cu legi deosebite. Au ceva deosebit de noi. Suntem deosebiți de lume? Să ne punem întrebarea și să ne verificăm viața personală. Nu în fața mea, că nu sunt
Sunt doar un monitor ca și dumneavoastră și un membru de el, fără nicio responsabilitate asupra bisericii. Dar, zice cartea, îndemnați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții și îndemnați-vă la dragoste și la față. Dacă credem că Dumnezeu ne-a binecuvântat și avem mai mult decât ne trebuie și ne considerăm că undeva suntem voie, suntem ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu în Isaia. Capitolul 5 cu 13. De aceea poporul meu va fi dus pe neașteptate în robie. Boierima lui va muri de foame și gloata lui se va usca pe sete. Adică aici într-un mărturie binecuvântările lui Dumnezeu care l-a turnat peste poporul său. Pentru unii s-au dovedit a fi un blestem. De ce? În loc să facă ce trebuie cu el, și-a satisfăcut gustul și a ascultat de fie. Mă uit la ceas, ceasul se duce, nu ne așteaptă. De ce am ajuns așa? Să vedem un cuvânt. Tot aici, în Isaia. Vai de cei ce numesc răul bine și bine de rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Nu mai facem deosebire și o spun cu toată durerea că nici pastorii nu mai face deosebire. Și dacă nu fac ei și nu facem nici noi că ne uităm la Dumnezeu, în loc să ne uităm la Domnul Hristos, care e exemplul nostru, ne uităm la ei, că așa e firea noastră înclinată. Și dacă nu mai facem această deosebire între sfânt și de rând, mergem așa cum se vede că merge, cu toată frumoasă. Și ne vom pomeni într-o zi, când Dumnezeu ne va desparte poporul său, cum desparte păstorul de capre, și ne va spune și nouă, treceți la stânga. Sau depărtați-vă de la mine, voi toți care ați lucrat fără mine. Pentru aia venim aici, venim în dorința sinceră, ca să devenim ființări și să moștenim, așa cum a zis Pavel, dacă va fi cu putință să ne îndure de noi, Domnul, și să ne dorească viața veșnică. O viață cât veșnicia. Nu știu dacă realizăm această răsplată care Domnul ne dă în dar. Și dacă am gândit, zice într-un alt paragraf în Mărturie, că dacă l-am vede, ochii noștri ar fi deschiși ca servul lui, ca cum s-a deschis servului de Elisei și am vedea ce trebuie, am vedea pe Hristos alături de noi, multe cuvinte ar rămâne nerostite și niște multe fapte nesăvârșite, neaduse la îndeplinire. Ne-ar fi, poate ne-ar teme sau ne-ar fi rușine. Dar noi suntem adormiți, spirituali. Și mergem așa, gândind că Domnul atât e de bun și ne va ierta și ne va duce și ne. Nu se poate. Nu spune. Dumnezeu nu este un om nedrept. El e drept și va judeca după dreptate. Ne pocăim? Bine. Nu ne pocăim? Ne-am ales cale așa cum am avut în lecțiune. Ne-am ales-o singuri. Dacă vei pierde bine, așa cum citea frazele seara, o pierdem, dacă pierdem răspata, o pierdem din cauza vinei noastre. Nu că Dumnezeu este vinovat. Deci e mărturia că prin darea Fiului Său, Dumnezeu ce-a dat pentru omenirea căzută, tot ce vreau. Și noi să fim atât de nevăzutori de o mântuire așa de mare, viața noastră vorbește mai mult decât predică un vențator la oameni. În 1 Corinteni, să nu ne pară lucru de glum, de joacă, pentru că mântuirea noastră e în joc.
În Întâia Corinteni 10 cu 7 ne dă un exemplu din poporul Israel. Să nu fiți întinători la idol, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așa zice, mănânce și să bea și să ascula să joace. Unde a ajuns? Să moară în pustie. Asta e soarta noastră. Dacă nu ne pocăim, vom muri în pustia acestei lumi. Cu tot adevărul la îndemână. Cu toată lumina. S-a discutat despre păcatul împotriva Dumnezeu. Orice lumină venită și neprimită respinsă, este bună împotriva Dumnezeu. E vremea ca să ne cercem. În Roman 12 cu 1 și 2, să vedem dacă noi ascultăm, de care ascultăm? A cine spune așa? E bine, cum scute versetele noi, că suntem și oameni studiați, nu suntem de studiați. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Fraților, când noi nu facem lucrul ăsta, noi tot ducem jertfă trupurile noastre. Dar să punem întrebarea, pentru cine o aducem? Teren nostru nu există. Nu există. Ori suntem mântuiți, ori suntem pedepsiți. Nu se poate. Să nu ne jucăm cu mântuirea. Când noi facem lucruri nepermise, am învățat Dumnezeu că Domnul Hristos. De ce, fraților, să plângă Domnul Hristos? Să nu plângem noi niște prăpădiți care facem rău în fiecare zi. Versetul 2. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ce să vă prefaceți prin noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am vrea și cu lumea, dar și cu lumea. Nu se poate. Satana vrea să ascultăm de Domnul cât? 99,99%, dar să aibă și el un cui acolo, un drept. Și cu timpul el este sigur că suntem ai lui. Ai lui. Domnul ne cere să fim ai lui cu totul. Fără pată, fără vocitură, sau altceva de felul acesta. Subiectul ar fi mare, dar să ne limităm la posibilități. Isaia 5, 55 cu 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegii să se lase de gândurile lui și să te întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertării. Speranța noastră este că să ne întoarcem la Domnul și El este bun și vrea să ne ierte. În Ieremia 4, ne spune, zice, întoarceți-vă copiii în părinții. De ce părinții? Iată ce frumos ne vorbește cu noi. Ne întoarcem la urmă. În Isaia 1 cu 19, un verset, o la fel bine cunoscut de noi. De veți voi și veți asculta, veți mânca și mai bune roade ale țării. Dar nu de veți voi și veți asculta, de sabie veți simțiți că și până la urmă. Două posibilități. Mai am o carte aceea, tot mărturii, în 652,
Aș vrea să citesc lucru de care să fim bine documentați, să știm ce credem, să nu ne încurcăm, că merge și așa. Ce să mă opresc. Nu au surorile noastre destul zel și curaj moral de a se așeza fără nicio scuză pe platforma Bibliei? Face întrebare. Apostolul a dat instrucțiunile cele mai lămurite despre acest punct. Se referă la surori pentru că le sunt expuse mai mult decât bărbații. Bărbații nu. Vreau de asemenea ca femeile să fie îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine, unde o fi, și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe. Fiți atenți. Am auzit o dată pe cineva, ne-am cumpărat. Dar dacă am bani, nu e aici. Nu e. Nici cu haine scumpe. Mă gândesc de ce? Și sora voi scrie într-o mărturie de ce? Că cele bogate, fetele cele bogate, își au lucruri scumpe. Cele mai sărace și-a costat mai subțiri, mai slăbuți, mai necostisitor, că nu poate să-l cuprindă pe ăla. Dar în croială vrea să-l aducă atât din țoțona ca să ție și el pasul, că și prin venele lui circulă tot același sânge ca marea care are bani. Nici una, nici alta, aceste două poziții, nu se întâlnește. Și cu fapte bune vorbește lămurit prin gura apostolului împotriva purtării, atenție, de aur ca podoabă. Acei care au avut experiență să ia seama ca nu cumva să ducă pe alții în rătăcire prin exemplul lor, cu privire la acest punct. Verigheta din degetul vostru poate fi foarte simplă, dar este nefolositoare și purtarea ei are o influență rea asupra altora. Ați-ne, n-avem lumină? Așa credem noi? Înseamnă că n-am studiat, dar credem că n-avem lumină. Lecția e mare. Dar nu avem timp. Și ar vrea totuși să mai spicuim ceva în câteva minute. Comunitatea s-a întors și nu mai urmează lui Hristos, conducătorul ei, ci se retrage mereu spre Egipt. Dar venim la adunare, fraților, cum mă duc eu spre Egipt? Dar prin comportamentul nostru, prin viața noastră de fiecare zi, arătăm că noi ne-am întors înapoi, că înaintașii noștri au fost cam exigenți, cam exagerați. Să nu le zicem așa cum s-a mai explicat de data, chiar fanatici. Pare în ochii noștri firești că au fost fanatici, dar nu. Ne-a strâns, ținut strâns ca să păstrăm acest adevăr și să avem timpul ăsta de libertate care să-l putem duce altora. Să pune întrebarea, ce am făcut în timpul ăsta de 20 de ani de libertate, frate? Am vestit adevărul altora, ce fac eu pentru mine?